Salutare și bine v-am găsit la un nou video. Sunt din nou la Zuga. Este super, super frumos. Ne-am dat deja o dată pe traseu. Traseul este chiar puțin umed, dar exact cât trebuie. Și acum o să vă iau cu mine la o tură. Hai să mergem. Îl am pe Azur aici cu mine. Să pornim la drum, deci. Hai să-i dăm. Opa! Brum, 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 wow, wow! Ce-a fost asta? Oh my god! Mamă, ce-mi place verdele ăsta crud, așa. Vara se mai îngălbenește, dar acum arată foarte, foarte frumos. Iu! Aici lăsăm frâna. Sper să se audă pentru că este cam vânt. Wow, wow, my god. Doamne. Ce prost am luat-o pe acolo. A doua tură la munte cu noua bicicletă. Încă n-am apucat să fac tubeless. Și sper să nu fac o pană, pentru că mi se pare că am scos cam mult aer din anvelope. Așa mi se pare doar. Dar abia așteptam să merg la munte. My god, Doamne ferește! Ce? Nimic. Mamă, ce break bumpers s-au făcut. E, aici mai încetinim un pic. Că, na. Oricum, prima tură nici măcar n-am filmat-o. Am mai zis, opa, în vloguri. Că prima tură nu o filmez, pentru că nu mă simt deloc ok. Prima tură intră foarte, foarte greu, dar opa, deja am început să mă simt mai bine. Opa! E un picut, dar este exact cât trebuie. Rădăcine totuși sunt uscate. Au! Nu știu ce s-a auzit așa. Oh. Hai, hai, hai. N-am pus bine picior pe pedală. Așa. Acum vine partea cea mai distractivă. Am înfrânat cam mult acolo. Mult mai bine intrătura de data asta. Ok, l-am sărit pe ăsta un pic mai bine. Trebuie să exersez puțin la table-urile astea, pentru că aș vrea anul ăsta, sezonul ăsta, să le dau transfer. Dar e un pic de lucru, pentru că înainte să mă apropii de ele,
îmi vine să pun frână. Mi-e frică să intru cu foarte tare viteză. Dar ușor, ușor, cred că ar trebui să se lege. Uleu, ce s-a ciocanit! Trebuia să iau rădăcina aia mai drept. Și cam asta a fost a doua tură. Prima tură filmată, dar a doua tură a mea. Uite aici mămica, da. Și pui. Doamne, eu care filmez căței, merg la munte și filmez căței. Ce faci, măi? Măi, Doamne, mor! Și pe ăsta. Stau la umbră, că le-e cald. Deja vă e cald, nici măcar nu e atât de cald momentan. Am intrat cu prea multă viteză acolo, la dropul mic. Mi-am dat puțin overshoot. Dar vreau să-l dau și pe cel mare astăzi. Pentru că data trecută bătea cam tare vântul și parcă nu mi-a venit așa să-l dau. Văd că și astăzi bate vântul acolo sus. Dar mai vedem, chiar aș vrea să-l dau astăzi și pe la mare. Asta a fost așa de încălzire. Dar chiar astăzi am uitat să menționez ceva, este chiar 1 iunie. Deci la mulți ani tuturor copiilor, deși vlogul ăsta o să-l postez după 1 iunie. Dar la mulți ani tuturor copiilor și celor care sunt în suflet, copii, ca și mine. Opa! Opa! Ce aici? O, lăsăm un pic să curgă. Hai că tot am postat vlogul ăla din trafic în care vorbeam. De data asta vorbesc în timp ce sunt la ciocăneală. Bine, acum nu știu dacă reușesc să vorbesc la fel de bine, pentru că e greu să mă concentrez și la traseu și la ceea ce spun, dar încerc. Oricum, după aia o să urmeze partea aia mai nu mai pot. Partea aia mai flow și acolo stau mai relaxat, sunt mai relaxată, așa că acolo ar trebui să îmi fie mai ușor să vorbesc. După cum ziceam, asta este a doua tură la munte cu bicicleta asta și vreau să zic că se simte impecabil. Wow! Încep să stăpânesc din ce în ce mai bine și m-am îndrăgostit de mulet, clar de acum încolo. Următoarele mele biciclete, când o să o schimb asta, o să fie mulet. Hupa! 29 față spate mi se pare prea mare pentru mine. Și 27,5 pentru munte, nu știu, nu mi se pare că te ajută atât de mult. Efectiv, bicicleta asta merge singură. Diferența dintre Giant și YT este de la cer la pământ. Uleu, ce era să iau bușteanu, ești nebun. Bun, și aici, hai să mă concentrez puțin, să sar mai bine aici. Jumate! Trebuie să intru mai tare, să pompez mai tare, dar efectiv nu-mi vine să las frână acolo. Wow! Ram pa 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 ram pa 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 bien Pedro 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 pe ta na ni na ni na sa pa pe. Hai să vedem pe Azra la dropul mic. Simplu. Ne-am oprit puțin la dropurile astea de sus, mai exersăm puțin. Eu vreau să dau pe ăsta mare, cum ziceam mai devreme. Bate un pic vântul, dar e ok. Nu l-am dat încă cu bicicleta asta.
și nu l-am mai dat de anul trecut. Am un pic de emoții, dar vreau să-l dau. Pe ăsta l-am dat și e super simplu, e oricum foarte mic. Așa că hai să îl dăm pe ăsta mare. Hai să dăm dropul mic, așa de încălzire. Hai să dăm dropul mare. Am un pic de emoții, dar l-am mai dat, ce naiba, nu știu de ce, mi-e puțin teamă. Ești pregătit, Azra? Prima dată când îl dai. Da-l dai! Iu! Hai să vedem dacă dă Azra acum. Prima dată. Go! Bine! Yes! Nu-i așa că e simplu? Opa! Opa, ești pe sus! Brum! Ce frumos am luat off-camber-ul ăla acum. Asta este ultima tură, cred, sau cel puțin ultima tură filmată. Opa! Chiar voiam să spun că am o cameră nouă cu care filmez, GoPro Hero 12. Aveam GoPro Hero 8 înainte. Era timpul pentru un update și l-am făcut. Opa! Să-mi spuneți cum se vede, că mie mi se pare că se vede foarte bine, spre deosebire de 8. E și mai wide imaginea. Opa, ce razeau! Copacul! E final de zi și începe să se simtă oboseala. Parcă nu mai controlez așa bine bicicleta ca la început. Și acum să vedem aici la jump-uri. Ok, a fost un pic mai bine. S-a simțit un pic mai bine primul. Păi de cap meu! Aoleu! Cam atât pe ziua de azi. S-a plăcut, Alin? S-a plăcut? Mi-a plăcut, da. Mi-a dat și tu drop-ul. Am dat drop prima dată. Da. Da? Da. Și data viitoare o să-l dea pe la mare. Da, clar. Data viitoare și pe la mare. Ne-am dat și azi. S-a simțit și la mine un pic de progres, am început să prind mai multă viteză. Eu trebuie să lucrez la tabletop-uri, să pot să le dau transfer. Sper că v-a plăcut vlogul de azi, ne vedem data viitoare, ca de obicei, stay active! Pa!